nu era niciun semn că și-ar da Iulian demisia, dar am timp. Până în decembrie, când se organizează alegerile, am timp să mă gândesc dacă vreau să candidez sau nu. Deci deocamdată nu pot. Vedeți pe altcineva în fruntea organizației? Că am înțeles că e una micuță, e vorba de 65 de membri doar. Nu știu, colegii de la Piatra Neamț și de la Târgu Neamț ce intenții au. Noi avem 4 filiale, Roman, Piatra Neamț, Târgu Neamț și Zănești. Nu știu ceilalți colegi ce intenții au. În cazul în care vă decideți să preluați organizația județean, pe cine vedeți la Roman în fruntea organizației? Nici o întrebare asta nu v-aș putea răspunde. Tocmai ăsta este unul din motivele pentru care nu știu dacă voi candida. Trebuie să mă gândesc foarte bine. Oricum, dacă aș alege să candidez, ar trebui să pregătesc o persoană pentru preluarea organizației Roman. Probabil o perioadă ar trebui să țină două funcții, nu știu, maxim 6 luni, dar asta rămâne de văzut. Nici nu s-o pere dacă